Caravana Alianței pentru Unirea Românilor a poposit la finele săptămânii trecute în județul Hunedoara, prilej cu care doamnele din partid au organizat o întâlnire dedicată femeii la care au asistat sute de participanți. Anfitrionul evenimentului a fost chiar președintele Organizației Naționale de Femei AUR, Ramona Ioana Brunsils, iar principalele teme de discuție au făcut referire la cum gestionează femeile provocările pe care piața, munca ori familia le oferă, dar și ce ar putea face mai bine și mai mult pentru societate. Ce facem femei românce? Stăm și așteptăm să ajungă haosul la noi, în colțișorul nostru și în familia noastră? Sau alegem altceva? Alegem să ne implicăm? Alegem să fim o rotiță mai mică sau mai mare într-un mecanism al schimbării care, iată, ne este pus acum la dispoziție? Pentru că femeia poate să schimbe multe. Femeia schimbă atmosfera în familia ei. Femeia schimbă atmosfera în blocul ei, în casa ei, în satul ei, în comună, în județ. Și de ce n-am putea să o facem și în țară? Fiecare în locul ei. Haideți să ne implicăm. Haideți să vedem cum facem România să fie bine. Dar pentru ca România să fie bine, noi trebuie să fim bine. De aceea ne-am întâlnit astăzi aici, ca să dezbatem și să vedem cum facem să fim și noi bine și România bine. Reprezentanții AUR își doresc ca femeile să aibă mai mult curaj să se implice în politică, să își facă auzită vocea și să nu se mai teamă că nu și-ar găsi locul într-o așa zisă lume a bărbaților. Sala în care a fost organizat evenimentul a fost arhiplină, fiind aduși în fața celor prezenți psihologi, medici și alți specialiști, în măsură să aducă unele explicații doamnelor și domnișoarelor cu privire la modul în care ar trebui să se implice atât în rezolvarea unor probleme, dar și în politică.